Spre marea uimire a conducerii Spitalului de Urgență Roman și a medicilor din secția maternitate și neonatologie, în acest weekend prelungit care cuprinde și sărbătoarea de Rusalii, la maternitatea din Roman au fost aduși pe lume în doar 3 zile și jumătate, numai puțin de 11 nou-născuți, cu mult mai mulți decât în alte sfârșituri de săptămână. De 17-20 iunie s-au născut 11 copilași, după cum urmează. În data de 17 vineri s-a născut un băiat, un fetiță din mediul rural. În data de 18 iunie sâmbătă s-au născut 6 copii, 3 fetițe și 3 băieței, 5 din mediul rural și 1 din mediul urban. Și în zilele de 19 și 20 iunie s-au născut câțiva copilași, toți la termen și toți sănătoși. În data de 19 iunie, duminică, s-a născut un singur băiețel din mediul rural, iar astăzi, 30 iunie, până la această oră, s-au născut 3 copilași, 2 din mediul rural, termen, da, fără probleme. Cu stare de sănătate bună? Da. Bine, mulțumesc tare, tare mult. Oricum par mai mulți ca altă dată. Dacă sunt 11 în 3 zile, da, și ziua de azi nu s-a terminat. Adică sunt mai mulți ca de obicei, da. Este de remarcat numărul mare de copii care au văzut lumina zilei într-un timp relativ scurt, de doar 3 zile și jumătate, în condițiile scăderii alarmante a numărului de nou născuți, chiar și în localitățile din mediul catolic, Săbăoani, Tămășeni, Doljești și Sagna, unde în urmă cu 25 de ani se nășteau tradițional mai mulți copii. În anul 2014, rata de fertilitate a scăzut față de anii anteriori, ajungând la 33 de născuți vii la 1000 de femei de vârstă fertilă. Statisticile mai consemnează faptul că a crescut rata natalității în rândul femeilor române din străinătate, care în ultimii ani era de 12,5 copii la 1000 de locuitori, cauza fiind exodul de femei de naționalitate română plecate la muncă peste hotare, ajungând în conformitate cu datele furnizate de Institutul European de Statistică la 29.550 de copii.